Dincolo era mai ieftin e sloganul memorabil al unei reclame care a făcut senzație în România și e valabil pentru această știre. Românii plătesc prețuri diferite pe coșul de cumpărături cu alimente de bază în funcție de orașul în care locuiesc. Așa se face că locuitorii din Zalău au ajuns să plătească cel mai scump coș, arată o analiză făcută de Economica pe baza datelor Institutului de Statistică. Pentru un coș cu 7 alimente de bază, cartofi, morcovi, ceapă, usturoi, lapte, brânză și ouă, cei din Zalău plătesc în medie 78 de lei, cu 48% mai mult decât bucureștenii. Același coș costă în capital în jur de 53 de lei. La Timișoara e 63, iar la Cluj 68. Pe tipuri de produse, situația stă cam așa. Kilogramul de cartofi costă în România între 1 leu și 13 bani și 2 lei și 75 de bani în funcție de oraș. Ceapa e 2 lei la Tulcea sau Botoșan și 5 lei la Deva, Ciuc sau Oradea, mai scrie Economica. Usturoiul e departe cea mai scumpă legumă din coșul de bază, 30 de lei pe kilogram în vestul țării. Cât despre ouă, analiza arată că au un preț mediu de 90 de bani la Arad sau Călăraș și 1 leu și 50 de bani la Bacău sau Botoșani. Și mergem la colega noastră, experta noastră în business, Ioana Matei. Ioana, ce e cu diferențele astea atât de mari? Cum le explicăm? Plus că, ok, poate ne-am fi așteptat ca prețurile să fie mai mari în București, nu știu, în Cluj, în Sibiu, dar totuși vedem că sunt prețuri foarte mari în orașe din județe ale României care au PIB-ul printre cel mai scăzut din România, cum e cazul Sălajului, că am vorbit de Zalău. Nu chiar. Regiunea de nord-vest este a treia cea mai bogată regiune a țării din punctul de vedere al PIB-ului, după capitală și după regiunea Sud-Muntenia. Regiunea de nord-vest este cea mai bogată, cu un PIB de 124,5 miliarde de lei. Mi-am făcut temele și am cifrele aici cu mine. Bucureștiul, într-adevăr, are cel mai mare PIB, este de 280 de miliarde de lei în 2019, anul pentru care avem cele mai recente date. Și eu aș pune seama... Bun, dar nu sunt bogații României, da? Asta e. Deci de ce diferențele astea atât de mari? Păi nu este un secret faptul că prețurile diferă în diferite orașe ale țării și asta nu trebuie să observe un macroeconomist sau un cercetător, ci este suficient să te urci în mașină și să pornești din Otopeni spre centrul țării și vei vedea că prețul cartofilor de pe marginea drumului este descrescător. Spre centrul țării vei vedea că prețul cartofilor pe marginea drumului este de 0,75 de lei, spre deosebire de un leu și ceva în București. Asta pentru că există mecanismele de cerere și ofertă care reglează prețurile, precum și multe alte mecanisme legate de competiție, de numărul de magazine dintr-o anumită zonă, de felul în care ajung produsele în zona respectivă. Și Zalăul, dacă chiar vreți să știți, m-am uitat acum pe platforma peconline.ro, are și prețul benzinei mai mare decât cel al Bucureștiului. Dacă în București avem 5,38, ei au 5,39. Trebuie să știți de asemenea că aici sunt și foarte multe companii, sunt foarte multe fabrici. Avem Michelin, care produce cauciucuri, avem Silcotub, care produce țăvi. Este un loc bogat și nu doar datorită producției industriale care există aici, ci și datorită faptului că este în zona de vest a țării, este în apropiere de Ungaria. Și cu toții știm că prețurile din Ungaria și din vest sunt puțin mai mari decât în România, sau cel puțin în teorie ar trebui să fie. Prin urmare, este o diferență logică din punct de vedere economic. Bun, mulțumim foarte mult, Ioana, pentru explicații. Apropo de mâncare, că ne întrebam pe aici, băi, tu știi că mâine este 1 mai, am și uitat, în mod normal, seara asta, se pleca la mare, se făcea, se dregea. Uite, pentru cine a uitat de carnea de mici și s-a luat cu mielul, există pe YouTube un filmuleț care se numește O oră de relaxare cu mici pe grătar, ceva de genul ăsta. Are 200 și ceva de mii de vizualizări. Poți să te uiți o oră la acest grătar și să dai sunetul tău.
M-am relaxat teribil. Mai cauți și o poză cu o bere și ți-ai făcut seara.